Bună ziua și bine v-am găsit la o ediție Medium FST specială dedicată Zilei Mondiale a Inimii, o ocazie de a ne gândi mai mult la sănătatea noastră și în special la inimile noastre. Ne bucurăm să-l avem din nou alături de noi pe domnul profesor universitar dr. Horațiu Suciu, președintele Senatului UMFST Georgi Palad din Târgu Mureș, șeful clinicii de chirurgie cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgență de Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș și președintele Colegiului Medicilor Mureș, alături de care vom discuta în minutele următoare despre inimă. Domnule profesor, bună ziua și bine ați revenit alături de noi! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, sunt bucuros să fiu alături de voi astăzi și să sperăm că o să avem o discuție cât mai plăcută. Aș dori să începem, domnule profesor, prin a ne spune ce reprezintă pentru dumneavoastră inima. Bine, pe lângă faptul că reprezintă, hai să spunem așa, organul cu care mă ocup în fiecare zi, nu-i așa, din punct de vedere anatomic și medical, inima, eu zic că reprezintă pentru noi toți, nu numai pentru mine, mult mai mult decât un organ sau partea unui sistem, nu? Din punctul meu de vedere, am fost întotdeauna convins că inima este mai mult decât o pompă. Așa, dacă o luăm strict medical, da, este o pompă care pompează și este esența vieții, nu-i așa? Pe de altă parte, eu consider că este casa sufletului, este casa sentimentelor. Știm cu toții că inima o ia mai repede la galop când avem o emoție, alteori când suntem supărați, ne iau palpitații, nu-i așa? Deci inima este o oglindă a sentimentelor noastre, este cea care reacționează prima, nu-i așa? Și de aceea trebuie să avem grijă de ea. Este casa sentimentelor, cum am spus, a sufletului și sunt bucuros și fericit că am această șansă să lucrez pe acest organ miraculos, care, iată, îl putem opri, îl putem porni. Stă oarecum, în mare măsură, în puterea medicilor. Medicina a ajuns la un astfel de nivel încât ne permite să facem acest lucru. Să nu uităm că acum 50-60 de ani, chirurgia pe inimă era un vis, care părea să prindă contur. Iată că acum putem nu numai să reparăm diverse afecțiuni și să schimbăm anumite componente anatomice sau să ne îmbunătățim ale inimii și chiar putem să o schimbăm cu totul. Și acest lucru denotă faptul că medicina, nu-i așa, a făcut niște progrese extraordinare pe un organ, cum am spus, miraculos, care părea de neatins. Iată, acum stă în puterea noastră a medicilor să intervenim direct și să asigurăm vindecarea pacienților. De aceea spun că inima este mai mult decât un simplu organ, este o stare de spirit, este un lucru unic în viața fiecăruia, în organismul fiecăruia și trebuie să vedem, să ne bucurăm că există metode de tratament și de diagnostic, bineînțeles, pentru afecțiune cardiace care, nu trebuie să uităm, sunt pe primul loc în mortalitate, cât și în morbiditate. Dacă tot ați menționat despre aceste afecțiuni cardiace, aș dori să le transmitem celor care ne privesc acum, să le spuneți ce sunt și când apar aceste afecțiuni cardiovasculare și care sunt principalii factori de risc. Absolut. Ar trebui să începem atunci cu începutul, pentru cei care poate nu sunt încă de specialitate. Aceste afecțiuni cardiovasculare sunt în mare de două feluri. Unele cu care pacientul se naște, deci sunt născute, congenitale, deci sunt malformațiile cardiace congenitale. Și există alte afecțiuni care sunt dobândite pe parcursul vieții, la vârste mai tinere sau mai înaintate, în funcție de acești factori de risc de care ați menționat. Evident, când vorbim despre malformații cardiace congenitale, sunt situații foarte variabile ca și manifestare. Sunt situații în care, în anumite malformații complexe, acestea devin simptomatice și sever simptomatice, chiar necesitând intervenție chirurgicală în primele zile de viață. Altele sunt malformații simple care permit copilului să crească, uneori chiar până la vârstă de adult, și să crească oarecum asimptomatic și să se pună diagnostic destul de târziu. Deci este o variabilitate foarte mare a simptomatologiei. Este important aici să
se facă o monitorizare atentă a sarcinii, că acum vorbim ce ar fi bine să facem în toate aceste situații despre care am menționat. Deci, în cazul malformațiilor cardiace congenitale, evident, gravidele trebuie să-și monitorizeze sarcina foarte atent, să nu este de conceput că în acest moment să vină la naștere o sarcină nedispensarizată, cum se spune, pe care n-a văzut-o niciodată un obstetrician și să se facă măcar o ecocardiografie care poate să deceleze aceste malformații din timp. Spun acest lucru pentru că unele malformații sunt atât de grave și atât de complexe încât în continuare chiar și în țările la care ne place să ne raportăm, în țările de străinătate, se recomandă chiar întreruperea sarcinii. Evident, acesta în perioada unei sarcini inițiale, aș spune, în primele 3 luni. Deci de aceea este bine, pentru că tot noi trebuie să știm că inima se formează în primele 3 luni. Deci toate septurile, toate valvele, deci toate componentele anatomice ale inimii sunt definitivate la sfârșitul celor 3 luni de sarcină și o ecografie bine făcută poate să depisteze anumite, să-i spunem, lipsuri de definitivare a structurilor cardiace sau alte malformații de acest tip, ale septurilor, ale valvelor, ale ventriculilor, știu eu, ale tuturor elementelor anatomice. Și atunci este important ca în situații grave, cum este, de exemplu, sindromul de curs în hipoplazic, să se recomande chiar întreruperea sarcinii. Și acest lucru este important, deci, prin prisma acestui fapt, pentru că un copil care, să zicem, se naște cu astfel de malformație, are un prognostic foarte prost de dezvoltare, atât ca și intelect, cât și ca somatic, să spunem așa, fizic. Și atunci, evident, un copil care nu are o șansă reală la o viață bună, atât ca și lungime, cât și calitativ, poate că e mai bine să nu se nască. De aici intrăm într-o zonă în care știu că părerile sunt împărțite. Există și păreri pro și păreri contra, dar ideea este că orice cuplu, în speță mămica în primul rând, dar orice cuplu este important să știe că acel copil se va naște cu o inimă sănătoasă. Există, cum am spus, și malformații. Este important ca în acest perioadă, pe lângă monitorizare, să evite factorii de risc, de care spuneați, să spunem, consumul de medicamente, fumatul, alcoolul, toți acești factori, nu mai spun de droguri sau alte noxe care pot să interfereze cu această formare a copilului, cum spuneam, în primele 3 luni. După primele 3 luni de sarcină, inima practic este formată, ea crește doar în dimensiuni. Și poate că primele 3 luni sunt cele mai delicate din acest punct de vedere, când mămicile trebuie să fie atente și să aibă o viață, cum să spun așa, ferită de aceste noxe care pot să interfereze. În situația bolilor dobândite ale adultului, să spunem, da, pot să apară și sunt în mare de 3 feluri. Am putea spune că sunt afecțiuni care sunt dobândite în sensul afectării valvelor cardiace, sunt afecțiuni care afectează vascularizația cardiacă și aici vorbim despre sistemul coronarian. Am auzit cu toții de ateroscleroză, de cardiopatia coronariană, de infarctul de miocard. Acestea sunt manifestările care se depun, să spunem, de diverse componente ale metabolismului nostru, în special lipidic, se depun pe aceste vase care sunt ca niște conducte care irigă mușchiul inimii. Da? Și există situații în care avem o insuficiență globală cardiacă. De multe ori nu știm de unde provine această insuficiență, dar sunt mai multe situații, mai multe ipoteze care spun că această afectare globală a mușchiului cardiac, cum este, de exemplu, în cardiomiopatia dilatativă, poate să fie o reacție autoimună a organismului la anumit virus sau, știu eu, anumite infecții care pot să apară uneori fără să ne dăm seama și poate chiar asimptomatice, dar sistemul imun poate să ia la țintă, dacă putem spune așa, mușchiul cardiac și după astfel de viroză, un tânăr de 17-20 de ani, în primele 2-3 decade ale vârstei, se poate poate să aibă această afecțiune de cardiomiopatie dilatativă, când, din păcate, singura soluție este înlocuirea inimii și transplantul cardiac. Deci aceste boli dobândite sunt niște afecțiuni care
grevează în mod determinant morbiditatea și mortalitatea în orice societate, inclusiv în România. Este o boală, în special boala coronariană, este o boală a modernismului, a alimentației nesănătoase și a utilizării altor, să spunem, substanțe care fac rău organismului nostru, aici mă refer la fumat, alimentația aceasta nesănătoasă cu, mă rog, fast food-uri și toate lucrurile acelea care se spune că sunt foarte bune, dar nu fac bine, da? Grăsimi, sare în exces, dulciurile, diabetul zaharat este un alt factor de risc, în special pentru boala coronariană, hipertensiunea arterială, la fel, este o... Hipertensiunea arterială este important să înțelegem că nu este o boală de inimă. Hipertensiunea arterială este o reacție a sistemului cardiovascular la anumite situații. Dar această hipertensiune netratată, în primul rând nerecunoscută și netratată, este un factor care favorizant pentru apariția bolii coronariene. Deci când noi vorbeam acum despre factorii aceștia favorizante. Creșterea în greutate, obezitatea, da? Care este o consecință a sedentarismului combinat cu alimentația nesănătoasă. Toți acești factori care acționează și care în mare măsură sunt influențabili, pun organismul într-o situație în care această afecțiune, în special boala coronariană, poate să se producă. Nu trebuie să uităm că există și un factor genetic. Într-o mare măsură, în special acum că vorbim despre boala coronariană, această cardiopatie coronariană, are o determinare genetică. De multe ori și moștenire practic familială este datorată probabil unei dislipidemii, unei dificultăți în metabolizarea grăsimilor și pune acești pacienți care au un istoric familial într-o situație în care ei sunt mai predispuși la a face boală. De aceea este important ca chiar și în situația în care pacienții sunt tineri, și aici mă refer 25, 30, 40 de ani în această decadă de vârstă, dacă au istoric familial, și când zic istoric familial, mă refer mama, tata, unchii, rudele apropiate, un istoric familial în sensul infarct miocardic, în antecedente, accidente vasculare cerebrale, este esențial ca ei să se investigheze și să beneficieze de tratamentul specific, pentru că ei sunt predispuși, mai ales la această vârstă tânără, la un mod de manifestare pe care nu ne-l dorim cu toții, și anume moartea subită. Aici este unor chiar primul simptom poate să fie moartea subită la această categorie de tineri, de aceea pacienții cu istoric familiar, cu dislipidemie, adică aici vorbim de colesterolul ridicat sau trigliceridele, hipertensivi, cu diabet, cu obezitate, sedentari, care și fumează, evident că trebuie să-și facă niște probleme și niște planuri pentru niște investigații. Foarte multe studii arată faptul că bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces la nivel mondial. Cum se poziționează țara noastră și ce posibilități de diagnostic și tratament există? Sigur că da. Țara noastră nu face excepție de la celelalte, să spunem, țări prin prisma incidenței și incidenței bolilor cardiovasculare în populație și, bineînțeles, a morbidității și mortalității. Știm cu toții că aproximativ 60% din decesele înregistrate în România sunt datorate bolilor cardiovasculare, ceea ce este un lucru extraordinar. Ceea ce este important să știm este exact cum să le prevenim, pentru că a preveni este mult mai bine decât a vindeca. Iar când vorbim despre prevenire, vorbim în primul rând despre schimbarea, mă rog, modului de viață, și aici vorbim despre regimul igienodietetic, care este o combinație între mișcare, alimentație sănătoasă și tratament medicamentos acolo unde se impune, și când zic de tratament, pacienții diabetici să-și controleze bine glicemia și prin monitorizare corespunzătoare și prin tratamentul respectiv, pacienții hipertensivi la fel să-și controleze tensiunea arterială, pacienții fumători să nu fumeze și așa mai departe. Da? Deci este vorba în primul rând de regimul acesta de prevenție care este esențial. În al doilea rând, când boala devine manifestă, evident că există metode de diagnostic și de tratament în bolile cardiovasculare. Am început chiar în prima
inițial la emisiune am menționat că există tratamente pentru bolile cardiace din fericire. Metodele de investigație sunt oarecum stratificate în funcție de gravitatea simptomelor. În primul rând, consultul cardiologic poate să evidențieze atât stetacustic anumite modificări ale zgomotelor cardiace și eventual supraadăugarea unor sufluri. La fel, o electrocardiogramă este absolut un mijloc de a diagnostica la îndemână oricui, chiar în orice cabinet, chiar și de medic de familie. Normal, care este nivelul primar de diagnostic, așa este și normal. Interpretarea unui EKG poate să atragă atenția asupra unor modificări, evident, și care să conducă pacientul pe treptele aceste superioare ale investigațiilor. Dacă există modificări de EKG, este foarte important să fie urmat de un consult cardiologic, așa cum am spus, în care se poate urmări la fel activitatea tuturor elementelor cardiace, ale valvelor, ale cavităților cardiace, ale ventriculilor, ale, practic, acelor cavități de pompare a inimii, care pot să evidențieze diverse disfuncții aici, anatomice vorbind, la nivelul valvelor, la nivelul contractilității miocardice, care poate să fie diminuată. Și, așa cum am spus, această ecografie dă anumite relații anatomice, în special, și asupra funcționalității, când am spus contractilitate inimii, pentru că în multe dintre afecțiunile cardiace se observă această reducere a forții de contracție inimii, atât în cele valvulare, cât și în cele coronariene. Într-o treaptă superioară față de această ecocardiografie, noi trebuie să reținem că există și ecocardiografia care se poate face transesofagiană, adică prin introducerea unei sonde în interiorul tubului digestiv, la nivelul esofagului și chiar a stomacului, pentru a observa inima dintr-o altă, să spun, dintr-o altă poziție și în care toate elementele acestea anatomice, care uneori nu pot fi bine evidențiate datorită unui torace, știu eu, mai enfizematos sau în cazul pacienților corpulenți. Dacă sunt niște detalii rămase nelămurite, această ecografie transesofageană poate să le lămurească. Cum am spus, există trepte superioare, și aceste trepte superioare de diagnostic vin mână în mână cu datele pe care ni le dau treptele inferioare. Da? Deci toată judecata medicului merge într-o anumită direcție și completează aceste diagnostice mergând pe o ipoteză a unei afecțiuni. Pe o treaptă superioară este, să spunem, coronarografia, care poate să evidențieze. Coronarografia este deja o manevră invazivă, adică până acum am avut manevre neinvazive, EKG, ecotransofagian, sunt manevre, să spunem, care sunt imagistice și care nu presupun penetrarea stratului tegumentului pacientului respectiv. Iată, trecem la coronarografie, care este o manevră invazivă, presupune funcționarea sistemului vascular, fie la nivelul venei, fie la nivelul arterii, și a pătrunde cu anumite cateteri în interiorul cavităților cardiace pentru a măsura presiuni, de exemplu. Deci există și o situație în care se pot măsura presiuni și este vorba de cateterismul cardiac, și sau se pot injecta substanțe de contrast pentru a observa modul în care se contracte inima și, mai mult, pentru a se observa permeabilitatea arterelor coronare. Aici putem observa că anumite vase coronare sunt, să spunem, așa oarecum popular, sunt înfundate, putem observa că sunt îngustate și că anumite teritorii ale inimii suferă prin faptul că nu sunt irigate așa cum trebuie. Că, evident, dacă o arteră, care este conducta prin care sângele oxigenat ajunge la țesuturi, în speță aceasta la mușchiul inimii, dacă o arteră este îngustată, 50, 60, 70% din fluxul sanguin nu ajunge la țesut și acolo, evident, inima suferă. Deci, mai există alte variante de posibilități imagistice de evaluare atât a funcției cât și a anatomiei inimii, și aici mă refer la angio-CT, deci computer tomografia angio cu substanță de contrast, și pe o treaptă și mai sus este RMN cardiac, rezonanța magnetică nucleară, care dă toate aceste elemente, atât funcționale cât și anatomice. Iată, deci, o paletă foarte mare de investigații care stau la mâna
cardiologilor și a celor care se ocupă de diagnosticul și tratamentul bolilor cardiace și care, cum am spus, trebuie indicate și trebuie efectuate gradual în funcție de simptomatologia pacienților noștri. Domnule profesor, Institutul Inimii din Târgu Mureș este un centru de excelență în chirurgia cardiovasculară. Aș dori să vă întreb cum arată o zi din viața dumneavoastră, din viața echipei pe care o coordonați și ce provocări întâmpinați în practicarea medicinei de performanță. Da, mulțumesc pentru aprecieri. Așa, consider și eu că institutul nostru, prin prisma tuturor acestor activități, să răspund de excepție pe care le are, într-adevăr este unul dintre cele mai performante, dacă mi-aș permite să spun cel mai performant institut de profil din țară, prin simplu fapt că abordăm practic toate aceste patologii despre care am făcut vorbire. Suntem singurii care avem o activitate susținută în abordarea și în tratamentul bolilor cardiace congenitale și când spun aici nu mă refer doar la defecte septale, atriale sau defecte simple, ci mă refer la chiar chirurgia de performanță a nou-născutului și sugarului mic. Este vorba de o patologie extrem de delicată care practic se adresează corecției chirurgicale la vârste foarte mici, la vârste de câteva zile, la nou-născuți extrem de grav, care suferă, sunt niște ființe extrem de fragile, vă dați seama, cu suferința unui organ vital și care nu numai că suferă de această malformație gravă, ci această malformație le pune viața în pericol. Deci este o activitate de excelență care secretul nostru, să spunem, în Târgu Mureș a fost că am reușit să închidem toate verigile de diagnostic și tratament în jurul unui nou-născut. Aș sublinia aici faptul că un nou-născut nu are nevoie doar de un chirurg foarte bun sau de un anestezist care poate să-l adoarmă și să-i pună o perfuzie, ci aici trebuie să știm că tot acest pacient extrem de delicat, cum spuneam, este înconjurat de o serie de specialiști și acesta este modul în care noi ne raportăm la această profesie și modul în care noi dorim să tratăm pacienții este ca pacientul să fie, în jurul lui să fie toți acești specialiști și când vorbim de nou-născut, în jurul lui este un neonatolog, în jurul lui este un cardiolog pediatru, un cardiolog intervenționist, un anestezist, un chirurg, iată cel puțin 5 verigi care sunt în jurul lui și a căror colaborare este esențială. Una dintre ele, dacă lipsește, nimic nu se poate face. Ei, avantajul este că Târgu Mureș am reușit să închidem acest cerc, să-i spunem, de diagnostic și tratament în jurul copilului. Deci, practic, avem un parcurs fără oprire a copilului de la momentul în care este diagnosticat, chiar înainte de naștere, până când pleacă acasă și nu există o verigă care să ne lipsească. Acest lucru este un lucru greu de realizat și mă bucur că am șansa să colaborez cu niște oameni extraordinari și aici aș vrea să menționez pe colegii de la neonatologie, pentru că nu e așa, acolo se nasc copiii, doctorița Manuela Cucerea, care este șefa clinicii de neonatologie cu tot colectivul dânsei, clinica de cardiologie pediatrică, condusă de conferențiar doctora Maria Făgărășan, clinica de chirurgie cardiovasculară, mă rog, condusă de mine, dar noi avem un compartiment dedicat pentru chirurgia cardiovasculară pediatrică. Avem o terapie intensivă și anestezie extraordinară, condusă de doctorul Sorin Pașcanu, în care există 11 paturi de chirurgie dedicate strict, efectiv, copiilor și acestor intervenții deosebite. Acesta este secretul nostru, niciunul. Nu suntem mai bine dotați decât alte centre, nu avem mai multă aparatură sau... Ar spune că, din contră, la noi diferența o fac oamenii și modul în care ne raportăm la această profesie pe care o practicăm. M-ați întrebat cum decurge o zi din viața mea. Da, o zi din viața. Așa este. Da, păi în fiecare zi, așa consider și eu că sunt privilegiat că am șansa să lucrez într-o clinică de elită, la cărei creștere am contribuit și eu, bineînțeles,
Aici vreau să fac o mică mențiune. Nimic nu e întâmplător și nimic nu se naște din nimic. Noi avem o tradiție la Târgu Mureș de peste 50 de ani în chirurgia cardiovasculară. Acest lucru nu este, așa cum a spus, întâmplător. Am avut pionieri și am avut profesori înainte care au deschis acest drum și acum noi am demonstrat că putem să nu numai să ducem mai departe, ci chiar să ridicăm acest nivel. Viața mea se desfășoară oarecum într-un mod așa, într-o stereotipie oarecum aș putea spune, în fiecare zi, operez în fiecare zi cel puțin un caz. La copii, practic, reușim să operăm un caz pe zi, la adulți la fel, avem numeroase cazuri în care trebuie să practicăm aceste operații. Dimineața, practic, intrăm în sala de operație. Avem o dată pe săptămână întâlniri cu colegii de la cardiologie pediatrică și așa, tot acest colocviu interdisciplinar în care discutăm peste 10 cazuri de fiecare dată de copii la care punem indicația chirurgicală, respectiv punem indicațiile de tratament. Se discută cel puțin 5-6 solicitări din țară despre copii sau nou-născuți care se nasc în diverse centre din țară și care trebuie să le primim sau, mă rog, să dăm soluții pentru rezolvarea lor. Deci, fiecare zi este o provocare. Apar noi, să spun, cazuri, noi provocări, așa cum am spus. Nu este ușor pentru că să fii singurul centru din țară, centru de referință în care, așa cum am menționat, ne sunt referiți copii din toate centrele universitare, inclusiv din București, Cluj și Timișoara și Iași. Nu este ușor, dar, așa cum am spus, am șansa de a lucra cu un colectiv multidisciplinar și bine pregătit, motivat, care dorește să facă performanță și acest lucru mă ajută să continui în acest fel. Și cum a fost sau cum este activitatea dumneavoastră în această pandemie de coronavirus? Cum v-a afectat într-un anumit fel activitatea? Sigur că da. Pe toți ne-a afectat, nu-i așa? Toți o să ținem minte anul acesta, 2020, ca și un an mai special. Această pandemie pe care nici acum nu înțelegem foarte bine, mă rog, mă refer la virus, că pandemia o înțelegem, ne-a afectat în mod dramatic atât viața personală cât și cea profesională. Noi am avut o perioadă foarte dificilă la începutul acestei stări de pandemie, care practic am oprit aproape de tot intervențiile chirurgicale, mă refer aici la cele programate, dar în acest domeniu al inimii e greu să zici care e programată și care nu, pentru că orice pacient care are o indicație chirurgicală de înlocuirea unei valve sau știu eu, de efectuarea unor bypass-uri autocoronariene sau combinația al acestor intervenții. Orice pacient este un pacient grav, care are o evoluție imprevizibilă și e greu unui medic să spună care pacient poate să mai aștepte sau care nu. În toate acele recomandări primite de la cei care dădeau acele ordonanțe, se spunea că intervențiile, să se opereze doar intervențiile care nu pot fi amânate. Practic, nimeni nu este în măsură să spună care intervenție poate să fie amânată și care nu, pentru că sunt situații în care pacienții pe listele de așteptare, am avut pacienți care au decedat pe listele de așteptare cu malformații considerate relativ simple și care, prin prisma experienței, putea spune că ar mai putea să aștepte. Deci acest lucru, acest joc de a cine decide, cine trebuie operat, cine nu trebuie operat și încercarea de a ajuta cât mai mulți pacienți, dar fără să ai toate posibilitățile, a fost lucru care ne-a afectat cel mai tare. Pentru că, din punct de vedere profesional, noi suntem pregătiți și avem, să spunem, toate dotările necesare pentru a ajuta foarte mulți pacienți. Noi am operat chiar 1000 de cazuri pe an, ceea ce este aproape un sfert din tot ce se întâmplă în țară. Dar în aceste condiții, combinat cu, hai să spunem, necunoașterea inamicului. Noi știam cum se fac operațiile, nu? Dar nu știam cum poate să acționeze acest virus, mai ales la niște pacienți, pentru că orice pacient cu o disfuncție cardiacă este un pacient cu o comorbiditate severă.
În general, s-a dovedit până la urmă că acest virus atacă și sistemul cardiovascular și sistemul neurologic și mai multe sisteme care toate acestea contribuie la o punere sub semnul întrebării a rezultatului intervenției. De aceea am lucrat cu multe necunoscute. Nici acum nu putem spune că știm tot despre acest lucru, dar poate că lumea s-a mai relaxat un pic, am învățat să ne facem niște protocoale. În acest moment pacienții se internează, sunt cei care sunt internați pentru o intervenție chirurgicală, sunt testați în ziua internării și ne place oarecum să mergem la sigur, nu pentru noi, ci pentru ei, pentru că este esențial mai sus decât mai important decât orice este siguranța pacientului. Și acest lucru este cel care, într-o chirurgie a unui organ vital, trebuie să primeze. Dacă este să ne referim la ceea ce se întâmplă și pe plan național, domnule profesor, cum apreciați în acest moment chirurgia cardiovasculară pentru adulți și copii în România și care ar fi schimbările care ar trebui să se producă în sistemul de sănătate? Din păcate, cifrele nu sunt de partea noastră. În ciuda, să spunem, în pofida unor, mă rog, informații media că mai sunt câteva centre în țară care fac câte ceva, lucrurile acum, mai ales în această perioadă de pandemie, ne-au demonstrat că nu este așa. În România, în continuare, este un mare deficit de servicii medicale în domeniul cardiologiei pediatrice și a chirurgiei cardiovasculare pediatrice. Când spun acest lucru, mă refer atât la deficiențe în diagnosticarea copiilor cu boli cardiace și mă refer la diagnosticarea la timp, și cât și în tratament, pentru că nu-i așa, este important să-i diagnosticăm, dar până la urmă trebuie să-i și ajutăm pe acești copii, pentru că ei nu pot să trăiască la nesfârșit cu aceste afecțiuni, care pe de-o parte pot fi amenințătoare de viață și pe de-altă parte le afectează și calitatea vieții și chiar le compromite pe termen lung. Și atunci, noi trebuie să plecăm de la niște cifre și dacă știm acele cifre, știm și realitatea. În România se nasc aproximativ 1000 de copii cu malformații cardiace congenitale pe an. Toți acești copii ar trebui operați în primul an de viață. Din acești 1000, 1100, 1200 poate, în Târgu Mureș operează aproximativ 300. Tot noi trebuie să știm că aproximativ 10% dintre ei, și atunci înseamnă că am 100 de urgențe, 100 de copii sunt urgențe, sunt nou-născuți care necesită o intervenție imediată. Deci 10% din totalitatea copiilor născuți sunt urgențe neonatale. Ei, 100 de nou-născuți au nevoie de intervenție în perioada de nou-născut, adică în prima lună de viață, ceea ce este un lucru foarte greu de realizat, pentru că un singur centru, toată lumea cred că realizează că nu are cum să facă față acestui aflux mare pentru o țară ca România. România este o țară, hai să spunem, medie spre mare, cu 20 de milioane de locuitori și acest lucru impietează mult asupra activității noastre, pentru că permanent suntem sub presiunea unor mail-uri, fax-uri, telefoane de la diverse neonatologii din țară care ne ridică problema acestor copii. În noi se dă o luptă mare pentru că nu există logistica pentru ca toți acești copii să fie rezolvați într-un singur centru. Deci ne dăm seama cât de mult mai este de făcut în România. Noi nu trebuie să reinventăm iarăși lucrurile care sunt deja stabilite și clare. Și aici mă refer la numărul de centre și numărul de specialiști care ar trebui să fie. Sunt deja lucruri gata, stabilite de experții europeni, pentru că noi așa, noi facem parte din Europeană și ne dorim să rămânem acolo ancorați mult și bine. Și ei spun că la 5 milioane de locuitori, aproximativ, trebuie să fie un centru. Deci o socoteală simplă ne spune că România ar trebui să fie 4 centre, în care să se opereze aproximativ 250-300 de cazuri pe an, exact cam cum suntem și noi. Și acest lucru ar acoperi complet, să spunem, necesarul, că tocmai vorbise că trebuie aproximativ 1000-1200 de copii operați în România, pentru că atâția se nasc. Acest lucru, din păcate, nu există. În afară de centrul nostru, în Târgu Mureș, în care tocmai am spus că avem închise toate aceste verici și e un lucru pentru care ne bucurăm, nu sunt alte centre care au reușit să facă această performanță. În București există un centru care, din păcate, partea
în care există posibilitatea de diagnostic, dar partea chirurgicală depinde de misiuni, hai să le spunem, misiuni periodice ale unor chirurgi care vin din alte țări. Iar acum, iată, acest lucru, perioada aceasta în care călătoriile și deplasările sunt atât de dificile, au adus și acest centru într-o situație în care trebuie să ne trimită tot la Târgu Mureș cazurile grave. Există încă un centru la Cluj, în care, în Institutul Inimii din Cluj, în care se fac anumite intervenții chirurgicale, dar sporadic și nu într-un departament dedicat, așa cum este la noi, practic, cu 200 de operații dedicate copilului și, așa cum am spus, 11 paturi de terapie intensivă. Și cam atât. Din păcate, asta este România, un centru care funcționează din plin și stă să-i sară toate șuruburile și balamalele și celelalte care probabil ar face mai mult, dar deocamdată nu există resursă umană. Când vorbim de rezultate sau de soluții, trebuie să ne gândim la faptul că trebuie să existe o strategie. Strategia trebuie să fie cea care o strategie națională, mă refer, cu articulată pe obiective care trebuie să le îndeplinim, să plecăm de la cifrele pe care le-am spus eu și să vedem care sunt măsurile prin care noi trebuie să ajungem la aceste cifre. Și când zic cifre, număr de operații, săl de operație, chirurgi, anesteziști, cardiologi, intervenționiști, tot ceea ce înseamnă acest flux tehnologic, dacă putem spune așa, a nou-născutului și a copilului cu boală cardiacă. Până acum am observat, din păcate, doar măsuri pompieristice. La noi, în continuare, este acel lucru în care omul sfințește locul. Asta nu este o atitudine, din punctul meu de vedere, pentru o strategie. Omul e bun, sfințește locul, dar, în urmă, sistemul este cel care trebuie să sfințească locul și sistemul trebuie să tragă după sine specialiștii care să-și găsească acest loc și să fie încurajați și motivați să o facă, pentru că, repet, este un domeniu de excelență în care nu neapărat dotarea cu materiale și medicamente este esențială, ci dotarea cu resursă umană. Găsirea specialiștilor, creșterea lor și motivarea lor de a acționa într-un domeniu atât de delicat este, să spun, prioritatea din punctul meu de vedere. Evident că după ce ai personalul instruit și dedicat acestui demers, dotările cu materiale, cu aparatură, deja sunt altfel, pentru că aici, ca să sintetizez, nu totul se poate cumpăra cu bani. Sunt lucruri care pot fi finanțate, cumpărate, și aici mă refer aparatură, ecografie, angiografie, săl de operații, cele. Problema e că personalul medical implicat, care trebuie să aibă experiență și dedicație, nu se poate forma peste noapte. Un chirurg cardiovascular care se poate aborda din punct de vedere al unei intervenții un nou născut, de 2 kg, să zicem, să instituie circulația extracorporală, să oprească cordul, să-l pornească, să facă aceste lucruri la un copil la care inima este cât o căpșună, evident că nu se formează în 5 ani sau în 7 ani. Aici e vorba de ani de zile și această resursă umană o avem. Ideea este că ea trebuie încurajată și multiplicată printr-o strategie care deocamdată lipsește. Dar sperăm la vremuri mai bune. Domnule profesor, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii noastre, aș dori să vă întreb ce mesaj doriți să transmiteți oamenilor cu ocazia zilei mondiale de AIDS. Da, profit de această ocazie să-i rog pe toți cei care ne urmăresc și poate și pe cei care nu ne urmăresc să aibă grijă de inima lor, pentru că nu este atât de greu. Aici mă refer să aibă grijă, în primul rând, să avem grijă ce mâncăm, cum ne purtăm, să ne facem un pic de timp și pentru noi, pentru că toți suntem absorbiți în această fugă permanentă, în această luptă pentru supraviețuire și nu numai, și uităm să avem grijă de noi. În primul rând de noi și de inima noastră, pentru că, așa cum am spus, e un organ miraculos care bate mai repede, bate mai încet. Ne amintește uneori că e acolo și ideea e să nu o lăsăm să-și facă de cap. Inima trebuie îngrijită și asta îmi doresc pentru toți cei care ne urmăresc, să aibă grijă de inima lor și să nu aibă nevoie de noi. Vă mulțumim foarte frumos pentru prezența în emisiunea noastră, pentru toate aceste recomandări pe care ni le-ați transmis și pentru aceste statistici pe care ni le-ați prezentat.
și așteptăm și să ne revedem și cu alte ocazii în studioul MFST Live. Cu mare drag, abia aștept și le doresc tuturor după amiază plăcută și numai bine. Vă mulțumim tare mult. Mulțumesc și dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit, vă mulțumim că ne-ați fost alături. Nu uitați că puteți revedea oricând emisiunea pe pagina de Facebook a Universității, dar și pe site-ul live.mfst.ro. Până data viitoare, toate cele bune și multă sănătate. La revedere!